Îi spun organizatorii repede, repede. Am o parte aia frumoasă a piciurilor. Deci, unul dintre dezavantaje este faptul că mai toate subiectele au fost epuizate. Cel mai mare avantaj este că poți să faci o sinteză, așa, și să vorbești despre ceea ce au vorbit antevorbitorii tăi. Pe buzele fiecărui antevorbitor am observat că există cuvântul curaj. Deci, în următoarele 3-4, maxim 5 minute, am să vă spun despre curaj. În primul rând, vreau să o felicit pe organizatoarea acestui eveniment, pe Dana Cireașă, președinta CONAF Brăila, pentru că a avut curajul să se înhame la o astfel de activitate. În al doilea rând, vreau să mulțumesc profesorilor care au avut curajul să fie alături de voi pentru a realiza acele planuri minunate, planuri de afaceri. Vreau să vă mulțumesc vouă pentru că ați avut curajul de a participa la o competiție antreprenorială. O competiție antreprenorială înseamnă foarte mult curaj. Să știți că pentru mine toți cei care ați participat sunteți câștigători. Am citit cu mare atenție planurile de afaceri și vreau să vă spun că am rămas profund impresionată. Pe lângă proiectul meu de suflet Kids in Business, proiect de educație antreprenorială, unde ajut pe tineri și pe copii să învețe tainele, să afle tainele antreprenoriatului, în viața mea de zi cu zi să știți că eu sunt un antreprenor care activează pe piața de insolvență din România. Eu sunt acel antreprenor care vede atunci când unii antreprenori eșuează sau atunci când unii antreprenori nu respectă regula jocului și, din păcate, sunt eliminați de pe piață. Multe companii din România, să știți că eșuează datorită unui management defectuos. Iar managementul defectuos are ca principală cauză lipsa educației antreprenoriale, educației financiare și educației juridice. Să știți că sunteți cu adevărat norocoși pentru că sunt alături de voi în sală antreprenori reali. Să știți că în 2001-2002, când am intrat eu cu acte în regulă în antreprenoriat, evenimente de acest gen nu erau organizate. Mai mult decât atât, mi-aș fi dorit să văd antreprenori reali care să-mi devină mentori. Nu am avut parte de mentor, dar știți ce am făcut? Cu fiecare client, fiecare contract, fiecare întâlnire de afaceri pe care am avut-o cu oameni, adică cu antreprenori reali, i-am transformat fără să vreau în mentorii mei. Și de la fiecare am avut ceva de învățat. Când spun curaj, curaj, toată lumea spune că are curaj. Dar când vă uitați dimineața în oglindă, câți dintre voi au posibilitatea să vadă curajul care se află în fața acelui personaj minunat? Câți dintre voi se trezesc dimineața și își spun, astăzi ziua mea va fi minunată? Pentru că ideea mea de afaceri astăzi o să prindă contur. Câți dintre voi se trezesc dimineața, se uită în oglindă și spun, astăzi eu voi avea succes, pentru că eu cred în mine. Antreprenorii au curaj, antreprenorii au încredere în propria persoană. Și să știți că viața unui antreprenor nu este lipsită de griji, nu este lipsită de probleme. Să știți că nu este ușor să fii antreprenor, dar călătoria pe care ți-o oferă antreprenoriatul nu poate fi exprimată în cuvinte. Poți să ajungi la succes, poți să ajungi la bunăstare, la independență financiară, poți să creezi echipe, poți să fii propriul tău zeu, așa cum a spus Dragoș, dar tot el a spus că 1 din 10 reușește. Asta înseamnă că aveți șansa să vă depășiți limite. Aveți șansa să aveți curajul să vă depășiți limitele. Pentru că atunci când acționați, mai mult de jumătate din problemă este rezolvată. Deci știu că timpul a expirat, deci doamna Cireașă m-am încadrat în timp, am vorbit cât se poate de mult despre curaj. Aș vrea să-i mulțumesc bunicii mele, care nu mai este printre noi de mulți ani, dar când eram copil, să știți că îmi spunea că sunt o artistă. Cu toate că mi-am dorit să urmez o altă carieră în antreprenoria, ceea ce s-a și întâmplat, ea îmi spunea tot, o să fii tu artistă, iartă-mă pe scena teatrului din Brăila, mă simt foarte bine, chiar mă simt ca o artistă și puteți să mă aplaudați!
Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru curaj și abia aștept să înceapă sesiunea 2, sesiunea piciurilor, pentru că, așa cum a spus Dragoș, nu o să fie ușor.